așa se spune că dacă vezi o stea căzătoare, trebuie să închizi ochii și să spui o dorință. Wow, ce romantic! Da, Și dacă atunci când îi deschizi e încă acolo, înseamnă că ți se îndeplinește a doua zință. E, atunci să știi că eu îmi doresc loricica ca... Nu, în gând. Și închide ochii, da? Să-mi doresc lucrurile. Doamne, ajută-mă să înțeleg ce e mintea lui de nu face niciun pas. Că eu dacă aș fi Chiorete... Doamne, ajută să înțeleg ce e mintea ei, dar nu mă lasă să mă apropii. Că eu dacă aș fi Lori... Sunt Lori! M-am transformat în Lori! Fată, ce ai pățit? Eu sunt Lori! Bă, voi sunteți înțeleși? Corpul meu! Am o soră geamănă? Ce soră, Chiorete, te-ai tâmpit? E Lori, gagică ta. Mă rog, ai vrea tu. Eu sunt Lori deșteaptă. Mă ajutați? Eu știu, să vedem, bă, Chiorete, dacă eu știu... Vă rog frumos! Bine, mă, da. Dacă mă rogi, dar cu o singură condiție. Fac orice. Eu de unde să știu? Nu știu. Și-o fi atins iar... Lori, ce s-a întâmplat? S-a făcut mare. Ce s-a făcut mare? Știi foarte bine ce, că doar e a ta. Nu mai suport. Lori, calmează-te. Îți promit că o rezolvăm noi cumva. Poți să intru? Nu, că-s dezbrăcată. Și ce crezi, dragă, că nu s-a mai văzut gol? E corpul lui deșteaptă. Exact. Hai mă, Lori, tot nu te-ai obișnuit. Să mă obișnuiesc? Eu mai am puțin și nebunesc și voi vreți să mă obișnuiesc? Nu ies. Atunci măcar dă-mi și mie chestiile alea cu aripioare, că cred că ești într-una din zilele alea ale lunii. Șeful, eu nu mai rezist, n-am închis un ochi de 3 nopți. Nici eu, șeful. Vă rog eu frumos, trimiteți-o la ea în cameră să doarmă, că nu mai putem. Ce vorbești, băi? Și eu cu cine mă culc? Haideți, domn sergent, că vă amăgiți inutil. Știți foarte bine că nu-i femeie. Pe interior e Chiorete. N-are nimic, bă. Măcar mă antrenez la pipăit. Pentru că doi dormi cu Ema. Șeful, Chiorete v-a rugat să-l ajutați, nu să-l pipăiți. Să mor tu! Lasă că-i bine să-l mai pipăi cineva, că uite așa învață și el de la un profesionist adevărat cum să pipăi o muiere. Ideea e să n-afle șeful. Ce să nu aflu, mă?
E mic șeful, ziceam și noi că... Să trăiți, domn comandant! Adică, bună dimineața, domnul colonel! Ce căutăm asta aici? Așa! Mă, ce v-am zis eu, mă, să nu vă mai pricop! Chiorete! Ups! Șeful! Să vă explicăm! Eu... Să te ștergi imediat pe față, că... Da, sunt femeie, dragă, ce ai uitat? Ești femeie pe dracu, tu te-ai uitat în oglindă, n-ai văzut că ai fața mea? Poate mă irii naibii de la boia la asta ta. Și ce-ai fi vrut, dragă, să stau așa nemacheată ca să arăt ca naiba, ai? Adică eu arăt ca naiba? Bine că mi-ai zis! Nu la asta mă refeream! Hai, lasă, nu mai încerca să mai dregi busuiocul, că gata, ai dat-o, ai dat-o. Măcar acum știu ce impresie ai despre mine. E șeful că e simpatic, amândoi de mori. Da, mă, ăștia chiar și-au schimbat corpurile, mă. Da, șeful, credească glumim? Ce ne facem? Măritați-vă ca să scăpați odată de griji. Ai, domn sergent, suntem și așa destul de amărâți. Păi, trebuie să anunț forul Lenato. Situația deja mă depășește. Ai nebunit, colonele? Lasă naibii telefonul. Păi ce vrei să afle radio, televiziunea? Mă află, mămica, mă omoară acasă. Și tu, Chiorete, mi-ai promis că rezolv problema, da? Da, așa, Pesic. Stai să mă gândesc cum. Cum? Folosește-ți paranormalul. S-a rămas la doamnă. Unde fuseră sfată? Am fost la shopping, ca fetele. A, te-au sit? Ia uite ce mi-am cumpărat! Tu ai nebunit? Vrei să creadă ăia că sunt pe invers dacă te-a văzut cineva? Stai, dragă, liniștit, că nu ne-a văzut nimeni. Și plus de asta, toți cred că tu ești pe invers. Altfel n-ai fi lălăit-o atât cu fata. Eu s-o lălăi? Păi da, dacă nu face nimic, ca să... Eu? Păi eu ce să fac? Păi dacă aș fi eu bărbatul, da, atunci da. Stai, că acum chiar ești, ai putea să faci. Sunt pe naiba, el e bărbatul, el să facă primul pas, na. Corect, dar și cățeaua trebuie să ridice coada. M-a făcut cățea, fiți arbutul, dracu. Loricico, nu, era o figură de stil, o metaforă. Ai dat-o cu metafora în fasole, Chiorete. Măgarule, ce ești? Barul meu! Stai, mă, liniștit, e doar șampon, se spală. Ce n-ai pe faci fată cu alea? Pipi! Ce, mă? Doar nu ți închipui că pun mâna pe... Mă înțelegi? Nu! Loricica, îmi pare rău că... Ce-i faci lumii cu pompier? Nu-i fac, dragă, nimica. Face pișu! Ce, mă? Da, dragă, ce ai auzit? Auzi ceva? Dacă nu-ți convine, rezolvă mai repede problema. Nu mai guiți atât. Bine? Aaa, deci ai început cu de-astea. Îmi maltratez corpul ca să-mi forțez mâna, nu? Bine! Da, pleacă-te, fată, și tu mai puțin. Ce vrei să mi se facă iar cât o zi de post? Dar ce-ai, fata, ai nebunit? Doar ești femeie, ce te exciți? N-ai fi și tu una de alea lesbi? Ce aia lesbi? N-are importanță. Ai rezolvat? Nu, că n-am avut timp. Cum n-ai avut timp? Uite așa, am fost ocupat. Cu ce?
cu asta. Te-a tatuat. Te omor. Ce mi-ai făcut pe piept? Dar tu ce mi-ai făcut în cap? Ca să nu mai zic de micul pompier. Micul pompier? Dar vopseaua mea se spală. Și ăsta se spală, deșteaptă, că nu e permanent. Păi și eu am crezut că ai tupeu, tată, da? Deci faci una din schiorete. Bine, dacă vrei război, război să fie. Nu vreau război, văd că tu vrei. Hai că-mi place. Auzi, dar ce vreți să mai faceți? Vrei, mă, să te machiezi și pe tine? Stai, făi, te-ai țicnit! Hai, mă, nu fi fraier! Să vezi ce o să te aprecieze Lori dacă vede că ai grijă de corpul ei. Așa, sigur o împaci. Crezi tu? Normal, mă, doar e femeie! Hai! Lori, pot să intru? Lori, ești aici? Wow! Dar ce aranjat suntem, domnul! Pentru Loricica am aranjat. E aici? Tu? E aici? De fapt, e în baie. Se epilează. Ce? Ce faci, mă? Vrei război sau ai război? Măi, Chiorete, dar nici n-am știut că ești așa drăguț. Dar ce ai spățit, mă? E, l-a epilat pe Chiorete. Habar n-aveți ce rău ustură, pe cuvânt. Să vezi ce o să mă usture pe mine când o să mă dezvirginez. Să nu îndrăznești că... Nu numai că îndrăznesc, dar dacă mă face al dracu, o fac cu gogoașe. Da, vreau, da. Ceva, da. Care-i mai superior a ce, mă? Dumneavoastră să trăiți. Deci, cu cine o face? Nu o face cu nimeni, că o mor. Stai, dragă, stai, nu fi fraieră, că așa îți rezolvă și ție problema, că știi că n-ai curaj, că ești proastă. Nu m-a ascultat încă? Imediat, șeful, s-a spus încă trebuie să se decide asta. Adică ăsta cu cine trebuie să se culce. Foarte important. Da. Nu, asta a stabilit deja cu mine să culcă, șeful. Eu sunt sergentul. Plus, afară de asta, că priceput la virgine. Păi ia terminați, băi, cu tâmpenile și stingerea imediat. Iar voi doi vă aștept la mine în birou. Păi și eu. Tu nu? Stingerea, am zis. Te îmbraci, te speli și vă aștept la mine în birou. Șeful! Unde ești, mamă? Aici, dragă. Dă-te la o parte. Oh. Ce ai făcut, mamă, râtule? Eu sunt Lori, doamnă. Ia e Chiorete. Mă rog. Ia zi, mamă, ce-a zis mediumul ăla? A spus la medium. Acum o să afle toată tărășenia în presa, o să afle și ai mei. Sunt terminată! Hai, mă, fată, mă, că nu o să afle nimeni. Omul meu e de încredere. Și ce a zis șefa? Păi i-am povestit toată faza cu steaua căzătoare, cu toată tărășenia, în fine. Și? Și e musai să vă amintiți ce dorințe v-a spus. Știm! Păi, a, bănuiesc că v-a spus dorința ca fiecare să fie celălalt, nu? Dar da. Nu să ne schimbăm corpurile. Să intrăm doar unul în mintea celuilalt, să vedem ce gândește. Păi atunci trebuia să fii mai clar, Chiorete, ca să înțeleagă și Dumnezeu ce-ți dorești. Nu? Ia taci, mă, că o stea le-a îndeplinit dorința. E, pe naiba, adică o stea... Taci, am zis! Mă, uite ce trebuie să faceți. Vă duceți frumușel afară, vă benoclați pe cer și așteptați o altă stea căzătoare, da? Și când apare, vă puneți dorința. Bănuiesc că vreți să vă schimbați înapoi, nu? Da! Da. Succes! Bă, și aveți grijă ce vă doriți, că dacă mai înveniți cu vreo minune, Etiopia scrie pe voi. Hai, Chiorete!
Mă, tu e sigur că în seara asta sunt stele căzătoare? Sigur! Am vorbit eu la observatorul astronomic. Uită-te bine că dacă o ratăm, am pus-o. Următorul cer senine de-abia în 2 săptămâni. Eu mă uit, dar nu văd nicio stea căzătoare. E, stai liniștită că o să apară. Auzi? Îmi pare rău că ne-am ciondănit azi. Și mie. Dar tu mai ești supărat pe mine că te-am depilat? Nu, mă, nu. De câte ori să spun? Măcar acum că arăt ca stripperii, poate o să încep și tu să mă placi. Dar eu te plac oricum, fraiere. Serios? Da! Steaua! Nu deșteaptă-o, steaua căzătoare! Repede să ne punem o dorință! Ce unde? Ce să mai, că unde? S-a dus, nu mai... Uite-o, să ne pune repede dorința! Gata? Da, vezi că trebuie să o vedem amândoi odată. 2, 3 și... Uite-o! Ce-ți fac acum? Nu vi s-au schimbat sexele? Ba da, dar între noi... Ce, mă? Acum am vagin! Și eu am penis! De ce, Doamne, femeie, de ce? Trașcă, pagă. Domnule caporal, ce cauți mai aici? Vreau să vă spun la ce m-am gândit eu. Fiți atent. Acum că sunteți pe jumătate femeie, m-am gândit ce ar fi dacă noi doi am încercat să mă înțelegeți? Adică mă gândeam că dacă ați dori să vă încălzesc un pic, un picuț așa, domnule, ca să înțelegeți și dumneavoastră cum e cu... Care e cu de cocoșat? Hai că te crâp! Ești stâmpiți, mă, lasă-i în față, gogoașă! Bagă! Doamnă Chiorete, dacă-mi permiteți să mă adresez așa... Vai, dar ce palmă grea are, doamna! Aș dori, dacă mi-ați permite... Știți, eu m-am gândit că în această seară, că sunteți singurică și s-ar putea să fie frig în pat. Ce-ar fi dacă noi doi ne-am unit sufletele pentru vid? Vă scoate și la o cofetărie, dacă doriți. Și la un cinematograf cu desene animate. La un matine. O, ce ziceți? Ați dori să facem ceva împreună? Pleacă de aici, de mi-e spălat. Bă, Chiorete, lasă-mă, că așa e militarii, mă, mai glumește, știi. Nesimțiților, da. Urmează ofițerii. Păi așa se poartă, mă, cu gradele astea superioare. Vedeți? Așa este un gentleman. Numai un grad superior putea să simtă ce-și dorește. Un același grad superior. Simțind acum că a venit primăvara și fluturii circulă așa, cocoașă, bagă. Din floare în floare m-am gândit să le iau florile și să rămână la dumneavoastră, domnule caporal, ca să fiți statornic precum aceste trei fire în totul timp. Hai, mă, mă, să ce mă lângâne atâta, iar și pupă-l, mă! Primește acest buchet de flori din inimă de la mine. Pleacă, dracu, daci, păi tu la mine cu flori, vii, bă, nenorocitule. Mă, un gem de caise, un rac cu biscuiți, nu vrei. Pleacă, dracu!
da, ce, ce sunt, bă? Vacă să mănânc? E burdalea? Bă, Chiorete, dacă ai poftă, înseamnă că e nasoală treaba. Cineva trebuie să-și asume răspunderea, mă, ia dă-te mai încolo. Ce și cine doamne? Poate să-și asume dacă nu numai o grea superior, mă? Oh! Mă înțelegi? O să crească mare, o să-l dăm la facultate. Dacă-i băiat, dacă-i fată omărită, pe la 16 ani. Hai, bubă! S-a supărat! E frumos, bă, doamna Chiorete! Dracu, n-a trecut nicio zi de când e gajică și deja face vite. Rămâneți cu noi, revenim imediat. Tâmpitule, că vreau să-mi iau și o mașinuță. Zi-mi și mie ce să fac. Că au zis, domn caporal, dar de ce nu faceți un leasing de ăla, cum faci toți șmecherii? Păi, la nu știu, iar de mama, de ce e ăsta, bă, listing de ăsta? Și banii ți-i ia lunar? Da, bineînțeles. Cum iau solda, cum cotizez? La comandant, la sergent, la caporal. Spuneți-mi, e adevărat că superiorii iau banii soldaților? Eu nu am luat niciodată. Poate dânsul. Sirmite, domne! Cine zice ăla e? Eu zic, cum mă, eu ăla e? Domnule sergent, calmați-vă puțin.